Phoenix nu își făcea mari speranțe în ceea ce privește partida de la Sfântul Gheorghe cu Sepsi. Echipa gălățeană a reușit să se țină destul de aproape de mai valoroasa sa adversară. După primele două sferturi, Sepsi conducea cu 42-29. Echipa gazdă a intensificat pressing-ul în următoarele două sferturi, astfel că diferența a crescut simțător. Sepsi conducea cu 33 de puncte diferență cu 4 minute înainte de finalul disputei. Scorul final a fost de 86-58 pentru liderul LNBF. Cele mai eficiente jucătoare ale lui Phoenix au fost Walter, 20 de puncte, McKenzie și Frost, cu câte 13 puncte fiecare. Echipa gălățeană ocupă locul 7 în clasament cu 13 puncte. Phoenix va juca etapa viitoare, adică pe 29 noiembrie, în deplasare cu Danzio Timișoara.